Hristos a înviat. Vă pun o întrebare întâi. Dacă era soare, nu erați toți cu umbrelă? Așa că ați luat umbrelele împotriva ploii. Dar în orice caz, considerăm că astăzi, aici, între picăturile de ploaie, au fost și picăturile de har de la Dumnezeu, care au venit în sufletele voastre și sperăm ca după acest eveniment să rodească roadele Duhului Sfânt, care sunt virtuțile. Avem bucuria de a vă saluta cu prilejul acestui eveniment creat aici la Stejaru de către Părintele Paroh în cooperare cu Domnul Primar și cu toți ceilalți factori responsabili de comunitatea aceasta. Dintr-un început vă mulțumim de primire și sperăm ca ziua de astăzi să fie consemnată în sufletele voastre ca fiind un început sau un reînceput al împlinirii întru Hristos în Biserica lui Dumnezeu pe pământ. Pentru aceasta noi am tocmit un document special care va fi citit acum, pentru că am vrut să consemnăm ca o cronică scrisă a tot ceea ce s-a împlinit aici și sperăm că aceste împliniri vor da perspectiva altor împliniri. Vă mulțumim de primire, ascultat Hristosul, salutăm prezența Maicilor de la Vărate, a preoților care au fost invitați să întregească slujba de astăzi și în mod special a domnului academician Stolnicul, Bălăceanu Stolnic, care a venit special la invitația Părintelui Paroh, care este totdeauna un român și un autentic ortodox al nostru, un preot misionar. Și iată, avem bucuria de a fi împreună și să slăvim pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Bine v-am găsit! Hristos a înviat! Hrisop de sfințire, cu puterea în lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a așezământului social filantropic din parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, Stejaru, Comuna Ion Creangă, protopopiatul roman. Pe drumul impregnat de istorie ce leagă vechea urbe mușatină, cetatea romanului și vaslui, la 20 de kilometri, se află un sătuc Stejaru cu oameni harnici și cu frică de Dumnezeu, apărători și păstrători ai credinței ortodoxe strămoșești.
Vechimea așezării datează de 250-300 de ani, atunci când, după o epidemie de holeră care a pustit satele Moldovei, au fost aduși aici țărani din Ardeal. Cătunul nou înființat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a primit denumirea de Golan, fiind atașat parohiei Averești. Prin milostivirea boierului Gheorghe Sturza și a soției sale Maria s-a purces la zidirea unui sfânt lăcaș din cărămidă arsă, întărită cu grinzi de stejar. Lăcașul a fost finalizat în anul 1852 și s-a slujit în el până în toamna anului 2003. În anul 1971, biserica a fost împodobită cu o catapeteasmă nouă din lemn de stejar sculptat, sfințită fiind în ziua de 21 mai 1971 de către episcopul romanului de atunci, Partenie Ciopron. Stadiul vizibil de degradare al bisericii a impus vrednicului de pomenire preot Evmenie Moraru, primul paroh al parohiei Stejaru, începând cu anul 1933, alături de nepotul său, Sevastian Moraru, să facă demersurile necesare pentru obținerea aprobării construirii unui nou lăcaș de cult. Dumnezeu a rânduit ca în ziua prăznuirii ocrotitorilor parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena, în anul Domnului 1991, să fie sfințită piatra de temerie de către ierarhul de pioasă amintire Eftimie Luca. În anul 2001 s-a sfințit lucrarea și s-a început pictura executată de pictorul Zărnescu Ioan din Onești, fiind finalizată în anul 2003. La data de 11 iulie 2004, ienoriașii parohiei Stejaru au îmbrăcat haină de sărbătoare din nou, trăind marea bucurie a târnosirii noii biserici parohiale. Slujba de sfințire am săvârșit-o împreună cu un alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Din anul 2013 am numit la această parohie pe tânărul și inimosul părinte Tiberiu Roșu, care cu dorințe de afirmare și împlinirea misiunii sacerdotale încredințate a demarat o serie de proiecte administrative, sociale, culturale, dinamizând viața religioasă din comunitatea parohiei Stejaru. Astfel s-a demarat proiectul de zidire a unui așezământ social-cultural având sală de mese, birou și bibliotecă parohială și bucătărie, dotate cu toate cele necesare, care s-a finalizat anul acesta. S-au făcut lucrări de înnoire a lăcașului sfânt, constând în confecționarea unui proscomidiar din lemn sculptat, refacerea rețelei electrice și a sistemului de încălzire centrală, înlocuirea dușumelei din pridvor cu parchet, înfrumusețarea bisericii cu obiecte, icoane și podoabe de cult. De asemenea, au fost amenajate aleile de acces și întregul gard împrejmuitor. Lucrările au fost realizate cu sprijinul Consiliului Local al Comunei Ion Creangă, cu efortul material al credincioșilor, al parohiei și al unor fii ai satului plecați prin diferite colțuri ale țării, care au dorit să-și înscrie numele în rândul ctitorilor. Din milostivirea Preasfintei Treimi, astăzi, 4 iunie anul Mântuirii 2019, efortul depus de fiecare se vede încununat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment haric, precum și la Sfânta Liturghie, au participat Preacucernicul Părinte Dragoș Alexandru Munteanu, protopop al Protoiriei Roman, alături de consilieri eparhiali, un sobor numeros de preoți, reprezentanți ai autorităților locale, precum și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu care i-a ocrotit și învrednicit să împlinească această lucrare. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor care au ridicat acest așezământ. Veșnică pomenire fie ctitorilor, semenează în al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Binecuvântați în al preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos să învia din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte. Și celor din
pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceandru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii, cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoare toată puterea potrivnică, ca să trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Era Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cer trimite harul Dădătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dădătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dădătorului de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care pândrite apele s-au temut și a tulburat adâncurile, al cărui umbră este în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unui a născut Fiului Tău, acelui întrupat prin venirea preasfântului și de viață, făcătorul Duh asupra lui în chip de porumbel, și prin glasul Tău cel părintesc ai sfințit curgerile Iordanului pe tine acum cu mine să te rugăm. Stăruință cerem noi nevrednici robii Tăi să trimiți pe preasfântul Tău Duh peste apa aceasta și cu cerească Ta binecuvântare binecuvintează-o, curățește-o, sfințește-o și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului care vindecă toată neputința și întinăciunea și alungă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrare și cu harul preasfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor Tăi, care cu credință o vor bea, o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spre iertarea păcatelor, spre depărtarea patimilor, alungarea tot răul, spre mulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea așezământului acestuia, spre alungarea tuturor duhurilor perzătoare și răpăcătoare și spre apropierea harului Tău. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Doamne. Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău
și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul părinților noștri, care a fost bine primită și bine plăcută vărsare unde lemnului pe care l-a turnat Iacov pe piatră pe care a pus-o stâlp și a îndă casă lui Dumnezeu, te rugăm. Caută și acum la unde lemnul acesta și binecuvântează și dă puterea prin harul prea sfântului tău Dumnezeu, ca toate câte se vor unge cu el să fie sfințite și binecuvântate și ție bine primite și bine plăcute. Cu îndurările unui a născut fiului tău, care binecuvântat ești, preasfântul și bunul de viață, făcătorul tău, Dumn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binevoiește, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, să fie apărat locul acesta cu puterea crucii tale, să se depărteze de la el Duhul cel atotperzător și toate puterile potrivnice. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să-mi aminte! În ziua cea din tâi a azimilor, când jertfeau paștile, ucenicii lui l-au întrebat: unde voiești să gătim să mănânci paștile? Și a trimis pe doi din ucenicii lui, zicându-le: mergeți în cetate și vă va întâmpina un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el și unde va intra, spune stăpânului casei că învățătorul zice: unde este odaia în care să mănânc paștele împreună cu ucenicii mei? Iar el vă va arăta un foișor mare, așternut gata, acolo să pregătiți pentru noi. Și-au ieșit ucenicii și-au venit în cetate și-au găsit așa precum le-a spus și au pregătit paștile. Hristos a înviat din mort, cum a dat de moarte călcând și celor din morminte viață
Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristos, Fiul și Dumnezeu, Cel ce ai fost, preamărit în vizele celor 27 de bătrâni înțelepți, care încântau cântare nouă zicând că ești venit să-i calme și să deschizi rețete de ei. Ce ai descoperit apostolul tău Ioan, duceața Sfintelor Scripturi, și Doamne cea mai degeuna a sufletelor celor mari și mici, care vor să stea înainte Domnului Tău pentru a fi judecați din cele scrise în cartea vieții. Potrivit cu faptele lor, că și faptele oamenilor, de la cele din timp până la cele din urmă, sunt scrise în cartea vieții, fiecare aflată în biblioteca împărăției tale. După cum spune Scriptura, pe cel care a greșit înaintea mea, îl voi șterge din cartea mea. Și iarăși trebuie să fie din cartea celor mici și cu cei drept să nu se spie. Cei care nu te caută pe tine, Doamne, Dumnezeu nostru, pe tine însuși, Stăpâne al tuturor. Mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul al lui Dumnezeu. Te rugăm, binecuvintează pe toți ostenitorii bibliotecii acestea, sfințită cu Duhul Tău cel Sfânt, ocrotitoră avându-i pe sfinții martiri brâncoveni, care au adunat la un loc cărțile acestea, folositoare de suflet și minte scrise sub îndumbrirea preasfântului Tău Duh. Și precum ai revărsat înțelepciune în inimile sfinților proroci și apostoli, ca să scrie cuvintele Tale spre înțelepțire și mântuirea oamenilor, căci mâna Ta a prorocii și suflarea Ta le-a adunat. Iar Sfinților Părinți ai Bisericii le-ai dat putere de a pătrunde adâncul cel de nepătrund al Sfintei Tale învățături. Tot așa și autorul cărților aflat din această bibliotecă, celor vii sporește recugetarea inimilor pe măsura credințelor în tine și ferește de învățăturile stricătoare de suflet, ca să înțeleagă că toate darurile înțelepciunii și ale cunoștinței sunt ascunse în Hristos. Iar pe cei adormiți îi așează după faptele și credința fiecăruia, în ceata celor înțelepți care se bucură de împătrăția Ta. Dăruiește ctitorilor cărților acestora, prin lucrarea preasfântului Tău Duh, bucuria lecturii, ca astfel să facă și pe alții părtași frumuseților ținitoare de suflet și de minte, care se găsesc tăinuite în cărțile acestea, că Tu ești luminarea sufletelor și la trupurilor noastre. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău cel fără început, și preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biblioteca aceasta parohială, închinată Sfinților Martirii Brâncoveni, prin stropirea cu apă sfințită, și ungerea cu un de lemn sfințit în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivit asta cruiește și cu crocea ta păzește pe poporul cu unde ne-am sfințit în numele Tatălui amin. Și a Fiului amin. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Hristos timpul nostru de temer, întrucându-te din prea curată și gura picioară Maria,
pentru a fi împlinitor al voinței Tatălui celui necauzat și hrănitorul nemitat al sufletelor și lucrurilor noastre, caută cu milostivire asupra Sfintei adunării acesteia, care astăzi îți aduce ție ale tale dintr-o ale tale, prezentând așezământul acesta chinat Părintelui Evmenie Moraru din parohia Stejaru, ca pe ofrandă sfântă și ca semn al credinței și dragostei pentru tine și pentru toți cei ce iubesc bunăcuința casei lui Dumnezeu. Ochiul tău îmbrător și al toate viitor, caută cu iubire milosivă asupra ctitorilor acestui așezământ, precum și asupra tuturor celor care se vor împărtăși de bunătățile tale, ce vor fi împărțite semenilor noștri, care caută prin noi ajutor și bunăstare sufletească și trupească în lumea aceasta plină de lipsuri și de primejdii. Așa precum odinioară, împreună cu Sfinții Tăi ucenici și apostoli, a intrat în templu din Ierusalim, purificându-l de toată necurăția, tot așa și acum, intră împreună cu noi, Sfinții Tăi slujitori, în așezământul acesta, Sfințitul, binecuvântându-l și transformându-l în sălaș al slavei tale. Fă, Doamne, ca pacea, liniștea și harul Tău să fie pururea prezente, ca un mister nevăzut într-o dânsul, înmulțim și sporim bunătățile Tale ce pământești și cerești în așezământul acesta zidit în numele Tău. Umple de bucurie și de veselie inimile tuturor acelora care s-au senit la ridicarea Lui, precum și ale acelora ce vor primi aici învățături folositoare de suflet și ale celor ce vor primi și vor oferi hrană pentru cei lipsiți și neajutorați. Primește, Doamne, jertfa duhovnicească a celor care vor săvârși în locașul acesta pomeniri pentru cei vii și pentru cei morți. Căci dumnezeiasca Scriptură ne îndeamnă să fim darnici cu pâinea și cu vinul la mormintele celor drepți și să nu lipsim de milă nici pe cei vii, nici pe cei morți. Dacă Tu nu te-ai sfiit să intri împreună cu Sfinții Tăi Apostoli în casele oamenilor, unde ai frânzit sau ai cinat, îndemnându-i pe aceea să ofere prin jertfa lor cele necesare vieții celor săraci neputincioși, tot așa și acum să nu te sfiești să intri în locașul acesta însoțind în chip nevăzut pe cei ce vor veni aici să facă pomeniri pentru cei trecuți în viața cea veșnică sau care se vor întruni aici pentru alte trebuințe folositoare de suflet. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre, în această binecuvântată zi, ascultă rugăciunile noastre pe care le aducem din inimi smerite și vino cu harul preasfântului Tău Duh și sfințește așezământul acesta, închinat Părintelui Evmenie Moraru, trimițând îngerii Tăi nevăzuți să-L păzească de tot răul și de toată vântuiala celor potrivnici. Trimite poporului drept credincios, care din iubire pentru tine a ridicat așezământul acesta, binecuvântarea și mila ta cea bogată, curățind păcatele și fără legile sale. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău și trimite harul preasfântului Duh să ne sfințească și templele sufletelor noastre, așa cum ai sfințit și așezământul acesta. Acoperă-ne pe noi cu mila bunătății Tale, iar pe Maica Ta cea prea curată, trimite-o să-și întindă prea puternicul ei acoperământ peste satul și ținuturile acestea, unde se preaslăvește sfânt numele Tău și să vecheze pururea asupra tuturor celor ce se vor steni aici ca să ofere daruri din darurile Tale. Nu părăsi, Dumnezeule, niciodată pe cei ce iubesc numele Tău, că, deși ca oameni au greșit, totuși,
având credință către tine, prin noi, nădăjduiesc să-și împlinească dorințele lor cele trebuitoare, ca să fie după voia ta cea sfântă. Ca toți împreună să slăvim preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, împreună cu al Tatălui Celui Atotputernic și al Preasfântului și de viață Făcătorului Tău Duh cel Purcent, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește așezământul acesta social, cultural, filantropic, închinat Părintelui Ebenie Măraru, prin stropirea cu apă sfințită și ungere, cu un de lemn sfințit în numele Tatălui și a Fiului. Amin. Sfântului Domnului. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Binecuvintează, Doamne, poporul tău și binecuvintează această placă numerativă, ca să amintească despre faptele virtuoase demne de urmat ale celor pe care o magim. Căci un bun nume este mai de preț decât bogăția cinste, este mai de preț decât argintul, decât aurul, după cum ne învață Scriptura. Iar acest semn este ridicat spre închinare și spre aducerea aminte de părăția faptelor întâmplate în istoria neamului nostru și a păuritorilor lor. Căci în vremea de demult, Iosua, vrând să lumine monumentul în momentul întâlnirii sale cu tine, Dumnezeule, a luat o piatră mare și a pus-o la cancerul cel sfânt și a zis, iată, piatra aceasta ne va fi mărturie în zilele viitoare. Dumnezeu și Israel. Cum s-a numit mai apoi Iacob, care a ridicat și-o pe mărutul la tine, soția sau o stâlă de piatră, care se păstrează ca mărturie dumnezeiască. Pomenește, Doamne, Dumnezeu nostru. Pe toți înaintași mărși care s-au demarcat prin faptul de mărut în călăuzirea acestui popor pe care istorie și evanghelii, ia pe cea dorămiță, dumnezeja învierii și a vieții veșnici, ce așează în împărăția cerurilor. După faptele și credința fiecării, aducem de părtași la încoșătoarea judecată, a acelui volum de slavă pe care neamul nostru s-a prezentat înainte de tău. Că ție se cuvine să ne mimești, să mântuiești pe noi Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului, Bunului și de viață pe Domnul din Domnul. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, să luăm aminte. Se binecuvintează monumentul acesta închinat Părintele Ebenie Măraru, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu un de lemn sfințit, în numele Tatălui și a Fiului. Amin.
Acestei parohii și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire ca, precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi,
și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește i-ați părinți pentru dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii lumii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna grei și acceptație celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului de viață, slavă ție. Amin. În numele Domnului binecuvântat, de acum și până vrea, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până vrea, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până vrea, de acum și până vrea. Domnului să ne rugăm, ne miluiește. Binecuvântat Domnul să fie peste voi toți, cu al său har, cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție, Hristos, sanctitate vostru, moartea pe moarte, călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea prea cernice, Părinte, binecuvântează. Celul ce-a fiat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune prea curate, Maicii sale, cu puterea cinstite și viață, făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților apostolii, cu rugăciunile Sfinților Împărați, cei tocmai cu Apostolii Constantin și Elena, patronii și ocrotitorii Sfântului Cașului acesta, cu rugăciunile Sfinților Martiri de la Niculiță, Zoticos, Atalus, Filicos și Camasis, a cărui Sfântă pomenirea asta săvârșim, cu rugăciunile drepților dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și-a dăruit viață veșnică, să ne închinăm în Sfinte Învierii sale, celui de-a treia zi. Preacucernici părinți consilieri, preacuvioși părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși, cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu, iată, ne-am întâlnit astăzi în Sfânta Liturghie, aici, în parohia Stejaru, în această comunitate atât de frumoasă, în care se regăsesc oameni dragi nouă, oameni credincioși, oameni cu frică de Dumnezeu și cu dragoste față de biserică și față de preotul lor. Ne-am întâlnit în Sfânta Liturghie, unde am invocat și am primit Harul Preasfânt, care ne sădește în inimile noastre dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de Biserică. Am primit în cadrul Sfintei Liturghii pe întâiul ctitor al acestei parohii, pe Părintele Evmenie, un om vrednic, un om
a cărui pași sunt adânc împregnați, nu doar în pământul acesta pe care ți-a ridicat această Sfântă Biserică, ci și cuvintele Lui s-au împregnat și au dat rod în sufletele și în inimile dumneavoastră ale tuturor. Suntem la sfârșit de perioadă pascală. Iată, peste câteva zile, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va înălța către Cer, către Tatăl Său Cel Ceresc. Atât de frumos în această perioadă, noi creștini ne-am salutat cu salutul creștinesc, Hristos a înviat. Și fiecare dintre noi am primit de fiecare dată răspunsul adevărat a înviat. Iubiți credincioși, în această perioadă toți am fost martori învierii Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiecare dintre noi ne-am regăsit în locul femeilor mironosițe care în prima zi au mers la mormânt să ungă trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar au fost exemplu și de veche și de priveghere atunci când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat de morți și le-a spus fiecăruia dintre lor, bucurați-vă! Această bucurie sfântă să ne ocrotească și sufletele noastre. Suntem îndatorați să mulțumim în această zi în altura Sfințitului Părintele nostru Joachim pentru arhiereasca binecuvântare și Crist. Știm cu toții că după plecarea la Roma cu altă chemare a Părintului Sebastian, începând cu anul 2013, a fost numit aici un preot vrednic, un teolog deosebit, un om cu suflet mare, un om care se pare că s-a dedicat trup și suflet acestei parohii căruia care i-a fost dăruită spre dirijuire, dacă putem să spunem așa ceva. Părintele Tiberiu, care iată de 6 ani de zile, trup și suflet, cu timp și fără timp, s-a dedicat pentru totul lui Dumnezeu, bisericii, dar nu în ultimul rând dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, dându-și din timpul său, din dragostea sa, din rugăciunea sa către dumneavoastră, către Dumnezeu. De aceea, în al prea Sfințite Părinte, vă mulțumesc pentru că ați binecuvântat și ați acceptat propunerea noastră ca Părintelui Tiberiu să-i se acorde rangul onorific de econom stavrofor. Vă mulțumim frumos pentru alterească binecuvântare și rugăm pe milostivul Dumnezeu să dăruiască tuturor spor, pace și liniște în casă. Gramată chiriarhală. Noi, Ioachim, firmina lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărând. Preacucernicului preot Roșu Tiberiu de la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena Stejaru, protopopiatul Roman, județul Neamț, să-i se confere rangul onorific de econom stavrofor cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144 litera C din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Sermânează acest act întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2019, luna iunie, ziua a 4-a, ca semn de recunoaștere a vrednicii sale în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L întărească în slujirea Bisericii lui Hristos. Poruncește-mi! Poruncim la prea Sfinții de Părinte, spre Domnul Dumnezeu, preotul Tiberiu, care vă este adus înainte spre a fi chirotesit, Ticolos, Stavrofor, Revaza, Pamirie, Sfinții Împărați, Constantin și Elena, Stejarul din Protopopia, până Roma. Domnului să ne rugăm! Binecuvintează pe rogul tău acesta preotul Tiberiu pentru a se face econom stavrofor. Și îl puternicește pe dânsul credință, înțelepciune și bună plăcere să-ți folosească lucrul și averea bisericii, pentru ca astfel lucrând și astfel slujind să-l mergească de bucuria împărătnicele veșnice. Pentru că cel
Părinților, întru tot lăudaților apostol Constantin și Elena, Sfântului Eugen Barnava, prostiților, că s-a sfințit, s-a preamărit numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și purpura și în veci, în veci, lor. Slavă bine Tău! Smerenia noastră prin Harul Tău Sfântului Duh te plinisește pe tine, preacucerice, preotul din Peru, Icolom, ca propor în mâne Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este? Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este? Vrednic este. Axios. Ne împresoară și ne așează creștetul nostru infantil în această mare vorburată a vieții. Astăzi, sincer, nu știam că ne vom întâlni în biserica noastră, ci în curtea bisericii noastre pe scena amenajată. Dar vedem că Dumnezeu a rânduit și sfinții noștri au ocrotit că atunci când am împodobit baldachinul lor, am avut un semn de întrebare. Cum îl vom spate afară în procesiune, pentru ca florile să nu se disipească de pe el. Iată că sfinții noștri Zotica, Talca, Masie și Filip ne-au chemat la ei în biserica parohiei noastre. În alt preasfințit de Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Patorului, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate sfaturile pe care în alt preasfinția voastră le-ați oferit cu timp și fără timp și ochii noștri s-au ridicat fiecare dată la înălțimea învățăturilor în alt preasfinției voastre. Glasul în alt preasfinției voastre, Părinte, mâna care a binecuvântat, urechile noastre au auzit, sufletul a simțit, inima a trăit, iar mâinile au înfăptuit cu smerenie ceea ce astăzi ne-am întâlnit pentru a binecuvânta la preasfinția voastră, alături de acest sobor de preoți, care le mulțumesc pentru prezența lor. Să nu uităm că nimic în lumea aceasta nu se poate face fără ca fiecare dintre noi să înțelegem că partea financiară este cea care se impregnează lucrările practice ale lumii. Vreau să mulțumesc în aceeași ordine de idei domnului primar inginer Petrică Prichici pentru sprijinul acordat financiar la lucrurile pe care noi le-am făcut cu atâta destoinicie, domnule primar, și vă mulțumim pentru acest lucru dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului Consiliu al Comunei Ion Creangă. De asemenea,
Nu voi uita niciodată membrii Consiliului nostru parochial, epitropul nostru, dascărul meu și toți cei care cu timp și fără timp s-au rânduit alături de noi pentru a duce la bun sfârșit ceea ce noi am făcut. Nu este nicio secret în altă presunția voastră că am tras de acești oameni poate mai mult decât ar trebui să o fac. Îmi cer iertare acum dacă și-au lăsat ogorul nearat, animalele neadăpate și-au venit în jurul meu pentru a pune pe picioare și pe roate barca aceasta a Mântuitorului Hristos pentru a înainta către oblăduirea pe care în altă presunția voastră o ghidați cu atâta destoinicie, dragoste și adevăr în eparhia noastră a Romanii și a Bacăului. Nu pot decât să mă plec în fața înaltă presunției voastre, pentru că fiecare cuvânt pe care îl scrieți, îl șoptiți și îl rostiți în rugăciune, dar și în poemele lirice, ne însuflețeți pe fiecare dintre noi. Mergem mai departe în viață, ghidați de exemple. Astăzi, înaltă presunția voastră, sunteți exemplul nostru demn de urmat. De asemenea, vreau să mulțumesc bunului meu prieten, domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnici, și să mă ierte că în aceste două zile l-am rugat să vină la București la vârsta de 23 de ani pe care o are, să fie alături de noi, aici unde nu este necunoscut fizic, pentru că biserica noastră, acum 2 ani, după ați întâlnit cu un alt preasfântul părintele nostru Ioachim, pe data de 14 septembrie, ați predicat și după aceea predică încă cuvântul dumneavoastră este în urechile noastre. Vreau să mulțumesc tuturor celor care, prietenii noștri cu timp și fără timp, și-au dăruit timpul din timpul lor pentru timpul Hristic în care ne aflăm. Vrem să ne bucurăm acum excelența voastră, Taisia trebuie să facă acest gest și mulțumesc pentru că am mânat buchetul de flori dumneavoastră și nu vreau să mai lungesc cuvântul meu, pentru că timpul și-a pus amprenta peste noi, suntem obosiți, iar vremea de afară ne-a dus către moaștele Sfinților noștri, ocrotitori, Zotii, Catalca, Mastru și Filip, care au fost aduși cu atâta devotament de unul dintre oamenii pe care i-am ca exemplu. Și mă refer aici la preacucenicul părinte Relu, așa cum știm noi, Sebastian Moraru. Mulțumesc în altă presenția voastră din partea enoriașilor parochiei noastre. Cu smerenie și cu dragoste, în cuvânt și sub cuvânt și nu fără de cuvânt, mulțumim pentru toate lucrurile pe care le-ați făcut pentru noi. Și nu pot să închei acest smerit și modest speech al meu, vă vă oferi, evident, tot în conotație și în tandem cu fratele meu, cu Părintele Ionuț, dacă ieri în preasfinția voastră ați primit icoana chicereană a Maicii Domnului înveșmântată în corp popular românesc, astăzi cu evlavie, cu smerenie și cu dragoste, cu luarea minte și cu supunere, vă oferim icoana Maicii Domnului de la Stejaru, înveșmântată în corp popular românesc, grădinărea asta, așa cum în preasfinția voastră ați denumit-o. Aceeași icoană o mânăm și domnului Constantin Bălăceanu Stolnici în semn de prețuire, de dragoste și de iubire frățească. Rugăm pe domnul primar, inginer Petre Căprichici, să-mi se alăture în cuvânt, pentru că domnia sa dorește în altă presunția voastră să mărturisească. Înalt preasfinția voastră, preasfințite Părinte Ioachim, arhiepiscop Sfântul Roman și Bacăului, excelența voastră, domnule academician Constantin Bălăceanu Stolnici, preacuțenici Părinte Protopop, preacuțenici Părinte Paroc, preacuțenici părinți, distinși invitați, iubiți locuitori din Comuna Ion Creangă, satul Stejaru, dragi pelerini, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Este o mare bucurie pentru întreaga suflare din această binecuvântată așezare de pe cursul râmului Siret, să avem astăzi aici prezență la această zi pe care a pregătit-o Domnul Dumnezeu, să ne bucurăm și să ne veselim în ea, pentru a omagia un vrednic fiu al satului Stejaru și a bisericii noastre frămușești, în persoana vrednicului de pomenire Părintele Evgenie Moraru, care cu curaj, dragoste și jertfă a slujit pe Dumnezeu și pe oameni întreaga sa viață. Credincioșii de satul Stejaru, pe care Părintele i-a păstorit din 1933 până în 1999, timp de 66 de ani, când a trecut la cele veșnice în Sfânta Noapte din Înviere, îi aduc astăzi ca jertfă cele trei simboli, Troița, Bustul și Așezământul Social, Cultural și Filantropic. Pentru noi creștini ortodoxi din comuna noastră și din Ținutul Romanului, Părintele a fost un adevărat arsenic în boca al ardealului, la ușa căruia au bătut sute de credincioși frământați
este rugită în necazuri și care și-a pus toată nădejdea în ajutorul și sfatul duhovnicului lor. Mulțumim în altă Sfinției voastre pentru cinstea pe care ne-ați acordat-o nouă, pentru această participare aleasă la acest eveniment deosebit și pentru dragostea arătată în omul tuturor. Totodată aducem și omagiul nostru domnului academician Constantin Bărăceanu Stolici, o personalitate deosebită a culturii și cercetării românești și un profund iubitor și apărător al Bisericii Ortodoxe Române. Țin să mulțumesc părintelui paroc Tiberiu Roșu, care s-a implicat cu toată ființa sa în această lucrare culturală religioasă. Este o cinste pentru mine ca primar, dar și pentru comuna noastră avem pentru noi astfel de oameni. Pentru departamentul său deosebit, în dubla sa lucrare religioasă, dar și culturală, la îndemnul Academiei Române am decis împreună cu Consiliul Local, în luna martie 2019, să-i acordăm părintelui Tiberiu titlul de cetățean de onoare și ca o recunoaștere a valorilor sale. Aș dori în mod deosebit, ca în numele meu personal și al credincioșului satul Stejaru, să ne arătăm deosebită recunoștință celui care ani de zile a slujit cu această parohie, părintele Moravă Sebastian, un om cu care a fost și un suflet deosebit, este omul care, prin multă trudă și implicare, a reușit să ducă la împlinire testamentul bunicului său, părintele Emite, de a ridica pe acest loc o biserică cu totul și cu totul deosebit. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți la această festivitate aleasă și vă asigur cu toată stima și respectul nostru. Hristos a avea de nou! Mulțumim, distinse domnului primar, inginer Cedică Pitici. Acum dăm cuvântul domnului academician Constantin Bălăceanu Stolici. Mă iertați că stau jos, dar strășoarea și privințele mele mă împiedic. În alt preasfinția voastră, ce părinte s-a propus economic. Sfințiile voastre și cetățenii comune Stejaru, al satului Stejarului, comuna Ion Creangă. Este pentru a doua oară ca am plăcerea să iau cuvântul în această biserică. Sunt foarte, foarte emoționat pentru că și ieri și astăzi mi-am dat seama că în vremurile acestea tulburi, biserica este atacată din toate părțile. Când spiritul ateist, comunist și toate reacțiile anti-ortodoxe se așarnează împotriva bisericii noastre tradiționale, există manifestări religioase ca cele pe care le-am văzut ieri pe astăzi. Sunt pentru mine, la vârsta mea, un izvor de mulțumire pentru că biserica noastră continuă pe pământul țării noastre. Și l-am văzut și în bisericile din străinătate, unde sunt românii noștri, până mie înainte, în altă Sfinția voastră, este în cafe, ceea ce este un lucru bun al preotului. Este activă și își conducă și duce mai departe funcția spirituală, care este funcția principală a bisericii, așa cum au învățat-o Sfinții Părinți, încă din primele 5 secole ale creștinismului. Aici am văzut însă încă două aspecte care au impresionat. În primul rând, Biserica Ortodoxă Română a fost, este și ar trebui să rămâie încă mai departe plurul în jurul căreia se elează și se dezvoltă manifestările culturale. Istoria noastră a fost de așa natură încât de la nașterea poporului nostru până în modernitate, flacăra culturii a fost aprinsă în altarul bisericii. N-a existat instituții de cultură, școli de gramatici, academii domnești și așa mai departe, care să nu fie dependente de Biserica Ortodoxă, susținute de Biserica, de ierarhii bisericii și chiar de patriarhie, de la Constantinopol și de la Ierusalim. Biserica a fost cea care a menținut cultura superioară, cultura academică în țările române până când, în secolul nostru, cele conform la Exizeris, post-iluministe, s-a produs mutarea punctului de
duce. Ceva care m-a impresionat. Una din forțele spirituale pe care le-am învățat moșii și strămoșii noștri este respectul față de înaintașii noștri, față de figurile proeminente care au dispărut de rândul nostru. Am văzut aici aproape un cult al Părintele Morale. Chiar sunt indicat ăsta. I-ați închinat o serie întreagă de cuvinte înălțătoare. Mi se pare un lucru extraordinar în vremurile acestea în care lumea părăsește tine, uită că există credință. Profesiunea noastră medicală, Hipocrate spunea, trebuie să scindești înaintașii și cei care te-au învățat ca pe propria pipăre. Am văzut aici, noastră, respectul cu care vă aduceți aminte de titlul acestui de Părintele Moral, care mai are și meritul de a fi un martir al Bisericii. Noi am trăit dumneavoastră stestine, care am trăit în procese triste ale stăpânii comuniste, care au fost generatoare de martiri ai Bisericii. Noi am martirii noștri. Și chiar dacă nu toți au fost canonizați ca atare, trebuie să ne aducem aminte de suferințele lor pe care le-au înturat pentru dreapta de credință. Eu vă mulțumesc că ați simțit voastră de prietenul meu pe lătere, fiindcă eu am ieșit mică, că e așa mare. Pentru că m-a invitat aici, am crezut că mă duc la o sărbătoare, am fost la un adevărat peregrinaș. Un peregrinaș care mi-a deschis la vârsta mea încă mari speranțe pentru viitorul spiritual și cultural al poporului nostru, sub umbrela ocrotitoare a Sfintei Noastre Biserici Ortodoxe. Să știți că nu sunt cuvinte spuse așa numai cu cazul la convingerile mele. O să vă mire de lucrul acesta, dar să știți că eu am fost totdeauna un partizan, alin din știință și de religie, nu trebuie să existe opoziție, nu trebuie să existe conflicte, confruntări, ci trebuie să existe o colaborare. Acea conjuncție opozitorul care nu este propriu de gândiri superioare spirituale, așa că a fost totdeauna știința din complementare cu teologia și cu spiritualitatea și niciodată nu m-am ascuns în fața celor care fluturau steagul ateismului ca fiind expresia elitelor moderne. Am spus totdeauna, nu aveți dreptate, oamenii mari de știință, adevărați oameni de știință, adevărați oameni de cultură, au fost într-adevăr și oameni de cerșa. Au făcut o statistică a premianților Nobel. Mare, mare majoritatea lor au fost credincioși, au recunoscut acest lucru. Nu vă vedem să vă tentați și pe copiii voștri mai departe să vie în fața altarului bisericii și să profite de generozitatea providentului care se planează cu toată concentrarea și sacralitatea care se găsește în bisericile noastre. Mai am o poveste, o spune, înainte de a pleca, înseamnă că fac și eu misiunea mea. Există o mare nenorocire care planează asupra noastră, consumul de Dumnezeu. Și oamenii în țară nu știu dacă mediul rural este așa. Copiii voștri să vă duce în oraș. Fiți atenți la această placă mare care ne amenință și care este unul din instrumentele destructive ale copiilor. Încă o dată vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o și pentru cinstea pe care mi-ați acordat-o, îngăduindu-mi să vorbesc în biserica aceasta de la Stejaru, care pentru mine și cu icoana ei în special, a devenit un simbol al filozofiei românești. Mulțumesc! Și... Arhiepiscopul Romanului și Bacălului, dăruiește-i, Doamne, zile de rugate, bună scurire în propovăduirea cuvântului și a Evangheliei în conducerea poporului cel binecredincios, pe care
Domnului Academician, tuturor oficialităților, preacucerilor părinți prezenți la această sfântă slujbă, dăruiește-le, Doamne, viață lungă cu sănătate, în pace, cu răscorire cu toate și păzește cu mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Distinție de vrednicie. Noi, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând cuvântul Sfintei Scripturi, care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar același Domn și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care lucrează toate, toți, ne bucurăm când fiii și fiicele bisericii noastre, drept măritoare, mulțesc talanții primiți de la prea milostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferind cu părintească dragoste această distinție de vrednicie ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre, domnului primar inginer Petrică Prichici. Pentru dragostea și sprijinul acordat în întâlnirea lucrărilor de zidirea așezământului social filantropic și înfrumusețarea Bisericii Sfinții Împărați, Constantin și Elena, parohia Stejaru, Comuna Ion Creangă, Protoieria Romă. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți titorii. Semnează în al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Aceeași distinție semnează și preacuvioasei Maicii Starețe Stavrofora Iosifina Giosana, Mănăstirii Văratei, părintelui protopop Dragoș Munteanu, părintelui Sebastian Moraru, părintelui Smerea Gheorghe, domnului inginer Gheorghe Cerușă, domnului Sebastian Moraru, domnului Liviu Moraru, domnului Mihail Marele, domnului Dan Negru, doamnei Maria Aniței, domnului Vasile Blaga, domnului Dan Jurea, doamnei Petra Gabriela, domnului Vitelu Dumitru și domnilor consilieri, domnului Epitru Pungureanu Mihai, domnilor consilieri Anuța Vasile, Borcilă Sorin, David Ioan, Ilinia Gheorghe, Radu Ioan, Sava Ioan, Sava Vasile și Turturică Constantin. Da. Mulțumim pentru faptul că a fost o sărbătoare deosebită. Mulțumim părintelui paroh și celor care au ajutat cu atâta dragoste la împlinirea acestui eveniment. Domnule primar, mai avem treabă de făcut, să dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și cetățenilor, ca acest loc, acest sat să fie într-adevăr o paradigmă pentru satul românesc, pentru spiritualitatea noastră ortodoxă, iar în ceea ce mă privește ca ierarh al locului, rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea pace și liniște,
alese bucurii și mântuire duhovnicești. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Nouă ne-a dăruit viață veșnică. Veniți să ne închinăm în Biele lui cele de a treia zi.